Polițiștii de frontieră botoșeneni au reținut doi cetățeni români care au încercat să introducă în România 4500 de pachete de țigări de contrabandă pe care intenționau să le comercializeze ilegal. În momentul în care au fost depistați, cei doi contrabandiști au încercat să fugă, fapt pentru care polițiștii de frontieră au tras mai multe focuri de armă în plan vertical pentru reținerea acestora. În data de 4 iulie, acționând în baza unor informații, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliție de Frontieră Dorohoi au organizat o acțiune specifică pe linia combaterii contrabandei cu țigări. Astfel, în jurul orei 00.30, polițiștii de frontieră au observat pe direcția localității de frontieră Pomâr la județul Botoșan două persoane care transportau colete voluminoase dinspre graniță spre interiorul țării. Polițiștii de frontieră au acționat pentru reținerea acestora efectuând somațiile legale prin voce și deoarece acest asta nu s-au supus au fost executate șase focuri de avertisment în plan vertical. Cu respectarea prevederilor legale, persoanele în cauza au abandonat coletele și au încercat să fugă însă au fost reținute imediat de către polițiștii de frontieră. În urma cercetărilor preliminare, polițiștii de frontieră au constatat că bărbații sunt cetățenii români în vârste de 22, respectiv 39 de ani. Domiciliați pe raza județului Botoșani, iar în imediată apropiere au fost descoperite trei colete de diferite dimensiuni, învelite în folie de plastic de culoare neagră. În urma inventarierii coletelor a rezultat cantitatea de 4500 de pachete cu țigări, diferite mărci în valoare totală de 41.800 de lei. În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârșirii, transport, preluarea, depozitarea, prădarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, introducerea în sau scoaterea din țară prin orice mijloace a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal și trecerea fraudula a frontierei de stat. Polițiștii de frontieră continuă cercetările împreună cu autoritățile de frontieră ale statului vecin, în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și stabilirii întregii activități infracționale.